draga mea, sunt Lunala. Fecioara, 2018. Fecioarele sunt precaute, calme și rezonabile. Înainte de a face ceva, vor elabora un plan în care vor puncta totul în detaliu. Pentru ele însă le fac de obicei planuri mari și încearcă să le urmeze în mod constant. În plus, acestea sunt, de asemenea, harnice și în combinație, aceste calități le permit să devină unul dintre profesioniștii avansați din domeniul lor. Anul câinelui de pământ din 2018, care va începe pe 16 februarie, va fi pentru tine un timp la care ai visat multă vreme. Va fi un an liniștit, fără probleme grave și revoluții, totul va merge conform planului tău. Asta desigur dacă ți-ai făcut unul, dar, destul de des, în acest an vei avea de făcut o alegere, între muncă și viața personală și nu te vei opri în favoarea vieții tale personale. Din acest motiv, poți începe să ai probleme în cea de-a doua repriză. Amintește-ți că munca este necesară pentru a trăi și a te bucura de viață, dar nu invers. Nu uita de tine și lasă-te liberă. Tot anul va trebui să iei multe decizii importante. Dacă te vei afla la o răscruce de drumuri, ca să spun așa, și nu știi ce să faci, încearcă să abstractizezi și să privești situația din lateral, consultă-te cu oameni care sunt completă de încredere. Reține că îndoielile cu privire la tine și succesul unei afaceri, în multe cazuri, conduc la eșec. Să nu-ți permiți să te gândești că nu poți sau că ceva este mai rău decât cel nevrednic. Știi, poți face mai mult decât crezi. Anul va începe destul de calm și fără incidente, te vei bucura de viață și te vei bucura în fiecare moment. Vei fi vizitată de gânduri despre eternitate, iar unele fecioare chiar vor dori să scrie o carte sau un verset sau poate o melodie sau să scrie un scenariu pentru film. Poate că îți va părea impracticabilă și inutilă ideea, din cauza ceea ce tu poți așterne pe hârtie. Dar nu trebuie să cauți beneficii practice în orice, poate că dacă ai ceva de spus acestei lumi, atunci merită să te dezvălui, cel puțin doar pentru propria ta satisfacție. Acesta este beneficiul creativității tale, că îți va aduce bucurie. Primăvara începe cu faptul că ți se va cere să ai decizii cruciale la locul de muncă, ceea ce va fi greu pentru tine să decizi. Nu întârzi aceste lucruri și pune mai puține la îndoială, deoarece posibilitatea de a-ți îmbunătăți starea materială poate merge la altă persoană. De asemenea, în relația cu a doua jumătate a ta, vei aștepta anumiți pași. Poate că este timpul să-ți pui un inel de nuntă pe deget sau, în cele din urmă, să decizi să devii părinte. Relațiile nu ar trebui să stagneze, ele trebuie să se dezvolte, iar soții să se apropie mai mult unul de celălalt. În timpul verii, vei găsi multe proiecte noi și oferte profitabile. Dar, în căutarea unei cariere de succes, nu uita de lucrurile principale, de odihnă, de hobby-uri și de familie, de sănătatea ta. Și de asemenea, amintește-ți de vacanță, încearcă să scapi undeva de agitația orașului și să te odihnești bine. Mai ales că pe unele fecioare le așteaptă o întâlnire fatală. În toamnă vei fi, de asemenea, pasionată de muncă, și iar de muncă. Este posibil un conflict cu partenerii de afaceri, care cel mai probabil că va izbucni din neînțelegerea reciprocă. Prin urmare, în această perioadă, înainte de a-ți exprima ideea, ipotezele și gândurile despre orice situație, să-ți dai seama mai întâi dacă ești pe val sau nu. După cum știi, toamna este o perioadă de depresie și blues, așa că încearcă să fii mai distrată de la procesul de muncă și să comunici cu rudele tale. La urma urmei, dacă crezi în horoscop, vor avea nevoie de sprijinul tău. Anul se va termina dinamic și pe o notă veselă. Vei fi mulțumită de succesele și rezultatele anului 2018. Ceea ce este foarte important, în 2018 vei învăța multe lecții utile, dar fără rău și șocuri pentru tine. La sfârșitul anului, unele fecioare vor beneficia de o propunere profitabilă care le poate schimba dramatic viața. Cum vei sta cu dragoste? Sfera familiei va fi calmă și liniștită.
Viața va continua ca de obicei, calea și regulile tale nu vor sparge nimic din relație, dacă nu o vei face singură cu bună știință. Uneori poți avea îndoieli, partenerul meu se schimbă, este el sincer sau mă înșală. Dar la urma urmei, paranoia și gelozia nu au adus nimănui altceva decât rău. Cu atât mai mult cu cât partenerul îți va simți neîncrederea, iar acest lucru este foarte ofensator. Fii de acord, nu există niciun motiv pentru astfel de acuzații și, prin urmare, uită toate îndoielile și bucură-te de viața de familie. Cât de frumos este să ai o persoană care te înțelege și te acceptă așa cum ești. Nu toată lumea are o astfel de fericire, nu apreciază și nu prețuiește această comoară. Dacă ești singurică încă, deși vei cunoaște foarte mult sexul opus, nu vei putea găsi o persoană care să-ți provoace simpatie. Dar nu îți face griji, pentru că sortitul tău este deja în drum spre tine. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești pentru întâlnirea cu el. La urma urmei, sexul opus atrage personalități stabile, care știu exact ce vor de la viață. Prin urmare, de data aceasta nu merită să cheltui pe un iubit. În cazul în care te afli într-o relație mai proaspătă, poate părea că în acest an vă aflați într-un impas și întâlnirile voastre nu sunt atât de calde. Dar, cel mai probabil, e nevoie de puțin aer în cărbunii mocniței dragostei voastre. Nu va fi întotdeauna în relația ta o furtună de emoții, mai ales din cauza zgomotului de zi cu zi. Dar dacă nu ai o scânteie, încearcă să o aprinzi. Cum, de exemplu, mergeți într-o călătorie sau scrieți doar un mesaj de dragoste. Improvizează și imaginează-ți, totul este în mâinile tale. Succes! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!